un nou miting al polițiștilor care își vor drepturile. Acțiunea de protest organizată de Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare a avut loc în fața Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Angajații mei cer, printre altele, acordarea integrală a diferențelor salariale restante, actualizarea normelor legale de hrană și echipare și a salariului de grad plafonat la valoarea de acum 13 ani și indexarea pensiilor militare și a salariilor corelat cu inflația reală. Polițiștii au fost de fiecare dată sacrificații de serviciu, în timp ce celelalte categorii socioprofesionale beneficiază deja de legea salarizării. Noi suntem în continuare amânați, suspendați, prorogați. Le transmitem guvernanților că în situația în care nu vor înțelege că cel puțin nivelul de salarizare stabilit prin lege în 2017 nu va fi aplicat, vom boicota prin toate mijloacele aderarea României la Schengen. Nu am venit doar pentru salariu aici. E vorba de siguranța cetățeanului, care tinde să dispară în viitor cu acești incompetenți care sunt numiți politic, sunt sclavi în sistem piramidal. Gândiți-vă că o singură patrulă de poliție asigură siguranța cetățenilor pe 7 localități la noi în țară. Având în vedere că clasa politică și-a mărit salariile, la noi nimic nu este schimbat. Ne-au amăgit cu 30%, 50% mărire și în continuare nu ni se aplică legea care este în vigoare la momentul de față. Sindicaliștii mai reclamă și condițiile extrem de dure în care lucrează, comparativ cu alte domenii în care salariaților nu li se impun restricții, interdicții, integritate absolută și o disponibilitate permanentă.